Scumpii mei, sărbătoarea mulțumirii, sărbătoarea de Thanksgiving este și ar trebui să fie mai degrabă un moment în care să ne aducem aminte că trebuie să fim mulțumitori, că trebuie să fim recunoscători Domnului. Și nu numai o dată pe an și nu numai din când în când, ci întotdeauna. Psalmul 103, un psalm al lui David, este o comunicare a psalmistului cu propriul său suflet. Este în natura noastră să uităm. Știți că și Dumnezeu uită. Deosebirea dintre noi și Dumnezeu este că uitarea la noi este un act al umanității noastre, al limitelor noastre. La Dumnezeu este un act de voință. Așa e că este foarte greu să ne folosim voința ca să uităm. Dacă ți-a făcut cineva vreun rău și în virtutea caracterului creștin vrei să ierți, dar ori de câte ori îți aduci aminte, ai resentimente. Și ajungi la concluzia că cel mai bun lucru ar fi să nu-ți mai aduci aminte, să uiți. Nu știu cum e, domnule, că de ce te căznești mai tare și de ce te hotărăști mai tare să uiți un lucru, de-aia îl ții minte mai bine și nu-l poți uita. Cu cât te hotărăști mai mult să uiți ceva, cu atât îți va fi mai greu să uiți acel lucru. Pentru că, de fapt, iertarea și uitarea trebuie să devină o formă naturală a caracterului nostru creștin. Fără să ne forțăm să uităm. Vedeți, Dumnezeu este bun. Și când cineva se pocăiește și vine la Domnul, Biblia spune că îi sunt uitate păcatele, că Dumnezeu le aruncă în marea uitării, ca și când n-ar fi fost. Acum, că asta este o problemă, este o problemă. Avem însă a doua problemă. Lucrurile pe care vrem să ni le amintim, le uităm. Cele mai mari probleme le-am avut în viață atunci când am fost sigur că n-am să uit un număr, că n-am să uit un nume, că n-am să uit o dată, că n-am să uit. Și așa de sigur și de încrezător am fost că n-am notat. Suntem doar oameni și uităm. Lucrurile pe care vrem să le uităm, nu le putem uita, și lucrurile pe care am vrea să le ținem minte, de multe ori le uităm. Acum, că uităm o dată, că uităm o zi, că uităm un nume, că uităm un număr, asta mai se poate trece cu vederea. Dar să uiți de Dumnezeu. Vă aduceți aminte că Apostolul Pavel îi spune lui Timotei: adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos. Vă dați seama ce insultător să-i spui unui păstor tânăr să nu uiți. Dar să-i mai spui să nu uite de Domnul Iisus Hristos. V-am povestit odată că mama mea, când trăia, mă suna și prima dată mă întreba dacă am citit Biblia și dacă m-am rugat. Mi se părea foarte insultător să-mi spună lucrul ăsta. Însă mi-am dat seama, gândindu-mă puțin la ce îmi spunea, că există rugăciuni și rugăciuni. Sunt rugăciuni ale noastre pe care, dacă le-am analizat, ne-am dat seama că sunt rugăciuni ale uitării de Dumnezeu. Doar pentru că ne rugăm lui Dumnezeu nu înseamnă că ne aducem aminte de Dumnezeu. Rugăciuni care nu reflectă măreția lui Dumnezeu, care nu reflectă dependența noastră de Dumnezeu. Sunt rugăciuni pe care le facem lui Dumnezeu
Cerem lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu este prezent în rugăciunile acelea. Iată de ce uitarea atunci când este vorba de binefacerile și binecuvântările Domnului este un păcat. Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. De ce uitarea este foarte periculoasă și mai ales în cazul acesta? Pentru că binefacerile Lui sunt foarte multe. Cum am putea noi să nu uităm niciuna din binefacerile Domnului? În primul rând, să ne facem timp să ne aducem aminte. Îmi permit să vă provoc să ne facem timp să notăm binecuvântările Domnului. La un moment dat, în parcursul vieții de credință, într-un mod surprinzător mi-am adus aminte de descoperirile Domnului pe care le-am avut. Și pentru că nu le-am notat, nu le-am avut în ziua în care am avut nevoie de ele. Spun, măi, de mi-aș fi adus aminte de lucrul ăsta atunci. Când ne mai întâlnim și mai vorbim despre necazurile și problemele noastre, vi s-a întâmplat vreodată cineva să vină să spună, auzi, te rog, roagă-te pentru mine. Ce îi spui? Scuză-mă, cred că am să uit până mâine. Nu mă rog. Spun eu ce îi spui? Sigur că da, frate, da, soră. Vi s-a întâmplat să nu vă rugați chiar nici măcar o dată pentru o asemenea persoană? Ni se întâmplă, fraților, știți de ce? Pentru că uităm. Nu pentru că suntem răi, nu pentru că n-am vrea. Când într-o dimineață am intrat în camera de rugăciune a mamei, mi-am dat seama de ce se putea ruga o oră și nu-i ajungea. Pentru că pe pat era lista de rugăciune cu coloane. Avem calendare, avem agendă, avem pe telefon agendă. Ca să ne aducem aminte să nu cumva să întârziem sau să nu mergem la un interviu, la o întâlnire. Pentru că afacerea noastră este prea prețioasă ca să nu fi la ora exactă, la adresa potrivită. Și marea majoritate dintre dumneavoastră, Chicago este un oraș bazat pe servicii. Marea majoritate a afacerilor dumneavoastră se bazează pe servicii, pe diferite prestații pe care le faceți acasă la oameni, clădirile oamenilor. Să fii unde trebuie când trebuie. E de ordin existențial, vital pentru afacerea ta. Mi-aduc aminte de un director, unchiul meu m-a povestit lucrul ăsta, el a lucrat o perioadă la secția de producție, de decor a Teatrului Național. Produceau mese, draperii, tot felul de... Era o secție întreagă. Și el lucra acolo la producerea acelor obiecte și piese de mobilier și mai departe. Și avea un director care era peste câteva secții. Și mai vorbeau din când în când. Și spune odată la unchiul meu, zice, mă, Ionescule, zice, vreau să spun, eu am ajuns în poziția asta foarte înaltă. Zice, nu pentru că am fost mai deștept ca alții. Băi, zice, dar am fost punctual. Probabil că a fost o doză de sarcasm în ceea ce a spus. Mă îndoiesc că a ajuns el mare director pe la Teatrul Național fără să fost și pic de deștept. Însă, punctualitatea este esențială.
în tot ceea ce suntem și facem. Mai puțin când e vorba de Dumnezeu și de biserică, acolo mai ne putem permite cine Dumnezeu să aștepte El să fim noi la ora exactă undeva. Dar, în general, frați și surori, înțelegem că trebuie să avem o agendă bine pusă la punct ca să putem funcționa în societatea asta. Că altfel nu mai dă nimeni doi bani pe noi. Falimentăm. Și nicăieri nu ne doare mai tare decât atunci când cineva ne arde la păpica. Ei, pentru ca hotărârea ta de a nu uita niciuna din binefacerile Domnului, hotărârea aceasta să fie o hotărâre serioasă, de care te ții, pe care o împlinești, este foarte important mai întâi să fii recunoscător Domnului imediat. Imediat. Vorbeam de rugăciuni haotice. Vorbeam de rugăciuni haotice. Rugăciunea Doamne iartă-ne păcatele trebuie să fie doar titlul rugăciunii, nu rugăciunea de mărturisire întreagă. Că pe urmă urmează. Am vorbit ce nu trebuie, am gândit ce nu trebuie, am privit unde nu trebuie, am avut o atitudine nepotrivită, am mers unde nu trebuie, am făcut asta și cealaltă. Unde sunt toate astea? Le-am băgat în titlul ăsta mare și mai spunem și dacă am greșit cu ceva. Nu știm sigur dacă am greșit sau nu. Tot așa facem cu mulțumirile noastre. Și tare mă tem că joi, înainte să mâncați masa îmbelșugată, o să spuneți, Doamne, îți mulțumim pentru toate binecuvântările tale. Le știi tu care sunt. Că noi nu ne-am notat. Că noi n-am mulțumit. Că n-am avut timp, că ne-am grăbit, că... Ce rost are să ți le mai spunem, pierdem timpul. Peste tot pierdem timpul. Când e vorba de Dumnezeu, nu ne putem permite să pierdem timpul. Dumnezeu trebuie totul repede, 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 repede. Trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu imediat, când are loc minunea, când ni se dă binecuvântarea. Dacă ai luat o zi de jertfă ca să ceri de la Dumnezeu ajutor, să ceri de la Dumnezeu eliberare, să ceri de la Dumnezeu vindecare, n-ar fi potrivit să iei o zi de jertfă și să o închin Domnului după ce Dumnezeu te-a eliberat? Știu că ai multe preocupări, că 9 dintre ei au plecat la treburile lor, mulțumiți că au scăpat de lepră. Numai unul a spus, știi ce, mă întorc de mâine, mă întorc mai târziu, acum mă duc să-i mulțumesc, să-i fiu recunoscător. Deci nu pot, auzi, du-te să te vadă familia, du-te să-ți reîntâlnești copiii, du-te să... Domnul e pe aici, îl găsești și săptămâna viitoare. Da, săptămâna viitoare ai alte bucurii și alte necazuri. Și ai uitat să-i mulțumești lui Dumnezeu. Trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu imediat, trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu tot timpul. Vedeți, când nu dezvoltăm un caracter mulțumitor, ne rugăm când avem necazuri. Ne rugăm când avem pentru cei mulțumiți lui Dumnezeu. Poate, poate nu. Tot timpul. Dar ascultați, frați și surori, ca să avem credință atunci când avem un necaz și venim înaintea lui Dumnezeu,
ne aducem aminte de binefacerile Lui, de minunile Lui și ne crește credința atunci când ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute, să ne libereze și să ne facă un bine. Uneori nu avem credință, și s-a vorbit la ora de rugăciune despre lucrul ăsta, pentru că nu ne aducem aminte de binefacerile Domnului, în situații poate mai grave, mai grele decât cea pe care o traversăm. Că de ne-am aduce aminte. Fratele pastor Adrian vorbea recent despre călătoria prin pustia poporului Israel. Oamenii ăștia au uitat de la mână până la gură. Ca un Dumnezeu care separă apele și ei trec prin uscat, prin mijlocul mării. Oamenii aceștia au uitat de la mână până la gură că atunci când era întuneric la egipteni, la ei era lumină, că atunci când cădea foc și pucioasă din cer și era întuneric și erau lăcuste și erau broaște, la ei era liniște și pace. Și ascultau gânguritul sau râsul sau joaca întâilor lor născuți atunci când ai egiptenilor se prăbușau. Și acum, dintr-o dată, fiți atenți ce expresie au avut. Dumnezeul acesta ne-a scos din țara Egiptului ca să ne omoare în pustie. Și asta, de fapt, a devenit o profeție fatală, pe care și-au rostit-o lor înșiși. Fă-ți timp să scrii, să notezi, să te rogi pe îndelete, să-ți aduci aminte. Ce faci atunci când vrei să-ți aduci aminte de numele cuiva sau de un lucru care e important? Păi nu mai ești bun de nimic. Te oprești din toate activitățile. Stai și îți bați capul să-ți aduci aminte, că trebuie să-ți aduci aminte. Unde ai pus lucrul cu tare? Întorci casa pe dos să-l găsești. Nu mai ai nicio altă preocupare. Vă dați seama dacă am avea aceeași atitudine atunci când este vorba să ne aducem aminte de binefacerile lui Dumnezeu. Să scotocim în memoria noastră și să le găsim. Ca să nu uităm niciuna din binefacerile Lui. E o mare pagubă, e o mare pierdere să uităm măcar una dintre ele. Trebuie să ne facem timp. Trebuie să ne notăm. Al doilea lucru pe care îl vedem în psalmul acesta este să prețuim ceea ce face Dumnezeu, să luăm totul ca de la El, să-L recunoaștem în toate căile noastre, spune cuvântul Domnului, dar să avem grijă atunci când clasificăm binefacerile Domnului în lucruri mici și lucruri mari. N-am să fiu ostentativ cu dumneavoastră, să vă pun întrebarea să ridice mâna sau să spună cineva. Da, așa, tacit, în sinea noastră. Câți dintre dumneavoastră dimineață, când v-ați trezit din așternut și v-ați gândit la Dumnezeu, mă gândesc că v-ați gândit, și ați spus, Doamne, îți mulțumesc că a răsărit soarele. Că probabil marea majoritate v-ați sculat după ce a răsărit soarele. Era lumină afară. E un lucru mic sau e un lucru mare? Când e foarte înnorat, știm să zicem, băi, ce vreme urâtă e, că nu se vede soarele. Câți dintre dumneavoastră ați tras o gură de aer în piept? În timpul somnului n-ați fost conștienți, dar când v-ați trezit, ați fost conștienți că respirați și ați spus, Doamne, îți mulțumim că nu ne-ai luat aer. Avem aer. Avem lumină, avem căldură, avem aer.
ți-ai întins un pic mâinile și picioarele, cât am mulțumit lui Dumnezeu și am spus, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat viață și mișcare astăzi. Am vorbit cu un prieten din România, trecut un pic de 70 de ani, are mai multă experiență ca mine, și i-am spus, cum te simți, om bun? Și îmi zice, măi, zice, când mă scol dimineața și nu mă doare nimic, înseamnă că am murit. Am ajuns la vârsta aia. Știu că te-a înțepat aici și te-a înjunghiat aici și mai greu dimineața până umblă uleiul prin toată instalația și până când se pun în mișcare toate rotițele. Dar asta înseamnă că funcționează. Cineva spunea odată, am să-i mulțumesc Dumnezeu și pentru durerile de cap, că înseamnă că încă l-am pe umeri. Frați și surori, cine a separat lucrurile? Pe unele sunt... Normal că dacă Dumnezeu ne vindecă de cancer sau de o boală incurabilă, să zice, imediat suntem fericiți. Ne plimbăm dintr-un loc în altul, toată lumea se audă de minunea respectivă. Deși și aici există un pericol, se vorbea mai devreme despre mândrie, vă aduceți aminte de Ezechia, care a fost vindecat de o boală incurabilă și pe urmă, când au venit și l-au felicitat că s-a vindecat de boala lui. S-a vindecat. Cineva va spune, eu am fost foarte răcit, încerc să potrivesc răcelile între duminici și între plecări, să nu fiu răcit când plec. Și am, nu știu dacă știți că e interesant, reușesc să mă îmbolnăvesc când am 2-3 zile de nu călătoresc sau să nu fie duminica. E cea mai mare bătălie, că sunt sensibil la răceli. Dar știți că o răceală te poate omorâ? Dacă Dumnezeu n-ar fi creat în organismul nostru toate resorturile necesare, cine este în domeniul medical știe. În organismul nostru este un război permanent pentru viața noastră. Nu trăim pe o planetă foarte ospitalieră. Este o planetă plină de virus, de microbi, de agenți ai morții, care vor să ne nimicească. Și când Dumnezeu ne-a creat, a pus în noi toate aceste resorturi care împreună luptă pentru viața noastră. Și când te vindești de o răceală, e pentru că Dumnezeu te-a vindecat de răceala aia. Că a pus în tine ceva care să se învârtă exact atunci când ai răcit și să ajute organismul tău să se vindece. Dar noi dăm vina pe, știu eu, pe Tylenol, pe Pyramidon, pe medicamente, pe... Știți însă că în viața noastră există foarte multe miracole neștiute și neobservate. Știți că în anumite situații, dacă ajungeai câteva secunde mai târziu sau dacă ajungeai câteva secunde mai devreme, era într-un accident, scădea ceva în cap sau se întâmpla ceva teribil. Viața este o succesiune de instanțe, de momente. Și fiecare milisecundă, funcție de o decizie sau alta, funcție de un pas făcut mai repede sau mai încet, funcție de decizia de a lua pe o stradă sau pe alta, poate face diferența între viață și moarte? Fraților, noi suntem pocăiți, noi credem că Dumnezeu e în controlul vieților noastre? Noi credem că Dumnezeu ne numără firele de păr? Dacă credem, atunci trebuie să acceptăm faptul că suntem astăzi aici. Este numai mila și dragostea lui Dumnezeu. Faptul că ești aici e un miracol, e o minune pentru care ar trebui să-i mulțumești lui Dumnezeu. Cele mai multe miracole din viața noastră sunt lucruri pe care nici măcar nu le observăm
și nici măcar nu le știm. Știți că psalmistul odată spunea: Doamne, iartă-mă și pentru greșelile de care nu sunt conștient. Ei, trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu până și pentru miracolele pe care nu le-am putut observa, de care nu suntem conștienți. O asemenea atitudine, dacă noi suntem așa de atenți încât uneori căutăm cu lumânarea motive pentru care să-i mulțumim lui Dumnezeu. Știi că fiecare strănut ajută organismul tău? Mulțumește Dumnezeu pentru fiecare strănut. Deci suntem, frate, capul nori. Vreți să vă spun ceva? Odată am ajuns la concluzia și mi-am adus aminte de toate picioarele rupte pentru care trebuia să-i mulțumesc Dumnezeu, figurativ vorbind. Pentru că de multe ori Dumnezeu mi-a rupt picioarele ca să nu-mi rup gâtul. Știi că uneori Dumnezeu îți rupe piciorul ca să nu-ți rupi gâtul? Și că până și pentru asta trebuie să-i mulțumești. Pentru că este al treilea lucru. Știți, noi avem categorii de mulțumiri. Dacă urmăriți psalmul 103, prima dată îl vedem pe psalmist așezându-se la masa de lucru, spunând: suflete, n-ai voie să uiți nimic, ia să ne aducem noi aminte. Și pe urmă scrie un psalm lung. Să prețuiești tot ce face Dumnezeu. Pentru că îi respira aerul, îi vezi lumina și îi bei apa. Și fiecare celulă, fiecare particolă din tine este croșetată, un croșet al structurii genetice pe care a creat-o Dumnezeu. Ai fost plămădit și scris de mâna lui Dumnezeu. Și să-i mulțumești, să prețuiești tot ce face Dumnezeu, cât se par mari sau mici. Dar ascultați, noi am împărțit mulțumirile în categorii și mi se pare foarte interesant felul în care psalmistul începe. Primul lucru pe care îl menționează în versetul 3, el îți iartă toate fără de legile tale. Dar pe urmă îl ia gura pe dinainte și zice: îți vindecă toate bolile, ți zbăvește viața din groapă, te încununează cu bunătate și îndurare, îți satură de bunătăți bătrânețea, te face să întinerești ca vulturul, îți face dreptate, e îndurător și milostiv. Că există această cătare a noastră în care alunecăm tot timpul, să ne aducem aminte și să prețuim mai mult binecuvântările, vindecările, mâncarea, căsuța, mașina, hăinuțele și lucrurile pe care ni le dă Dumnezeu. Și îl vedem pe psalmist cum pendulează între aceste categorii de mulțumiri, că prima dată spune, îți iartă fără de legile, pe urmă o dă pe binecuvântările pe care îi le dă. Și după aia își aduce iar aminte, spune, este îndelung răbdător, bogat în bunătate, nu se ceartă fără încetare, nu ține mânia pe vecie, nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre. Dragii mei, e adevărat, sunt necazuri rezolvate, rugăciuni ascultate, boli vindecate, nevoi împlinite. Este o categorie și pentru noi categoria aceasta este foarte sus. Dar atunci când nu avem necazuri, numai putem să le numim necazuri, dar pe urmă ne uităm la alții care chiar au necazuri și ne e puțin jenă să ne uităm la ei, să ne mai văităm și noi. Mi-a povestit odată soția mea cum a fost la un baby shower, la ceva, și au început surorile să vaite care mai de care, cum, cât de ocupate sunt cu copiii, ce necazuri au, cum trebuie să... Aoleu, nu-și mai vedeau capul de treabă. Zici, tu ce ai făcut? Păi ce să mai zic? N-am mai zis nimic. Auzi, știu că te doare, știu că îți lipsește, știu că... Dar în jurul tău sunt unii care chiar sunt amărâți. Nu le lua lumina, nu le face umbră.
Te-a apucat să vorbești de durerea ta de degete când unuia de-abia stă capul pe umeri. Fii înțelept. Pavel până acolo a ajuns un om bătut, schinciuit, bolnav, o boală care se vedea când predica Evanghelia. Spune, necazurile noastre ușoare de o clipă. Unde-i guma să o ștergem? Cum să fie ușoare de o clipă? Păi le comparăm cu necazurile altora sau, dacă chiar suntem noi Iovul secolului 21, de n-are nimeni tragedii mai mari ca noi în viața lui, atunci le comparăm cu suferințele Domnului Iisus Hristos și aia ar trebui să ne cam închidă gura, sau cu greutatea veșnică de slavă. Că aici vreau să ajung. Când trecem de categoria aceasta a mulțumirii, necazurile noastre, bolile noastre, nevoile noastre, care sunt rezolvate și Dumnezeu ne ascultă, intrăm în mântuire, în salvarea sufletului. Asta l-a făcut pe prorocul Habacuc să zică, căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor mai da hrană. Am șters și am tăiat toată categoria asta, a necazurilor, a suferințelor, a bolilor vindecate, gata, Dumnezeu nu ne mai dă nimic și nu ne mai face nimic. Am terminat. Apocaliptic! Ia auziți! Oile vor pieri din staule, nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Mântuirea sufletului trebuie să fie o cauză de mulțumire suficientă să ne ajute să trecem peste toate durerile și necazurile vieții. Dar ascultați cum încheie psalmistul. Psalmistul spune în versetul 17 că bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se teme. S-ar putea ca viața asta să te fi calcat în picioare. Să te lovi dintr-o parte în alta, până n-au mai rămas nici franjurile de tine. S-ar putea să te scol dimineața și lumina soarelui să-ți se pară întunecoasă. Aerul pe care îl respiri, să-l respiri greu și să te chinuie. Viitorul nostru este doar temporar aici pe pământ. În asemenea momente ne gândim la eternitate, la veșnicie. Și când ne gândim la veșnicie și la faptul că viața de aici este prea scurtă și prea nesemnificativă în marile ei împliniri, că toate le facem lucruri mari, realizările noastre, împlinirile noastre, mai tace gura vorbind despre cine suntem noi, ce am făcut noi în viață. Frați și surori, foarte curând, fiecare dintre noi suntem la un pas de eternitate și aia contează, aia contează. De aceea, în dimineața aceasta, că vrem să facem o rugăciune de mulțumire, haideți să punem titlul, că o să-i punem titlul, Doamne, iartă-ne și Doamne, îți mulțumim. Punem titlurile. V-am dat schița de predică, o puteți rosti în rugăciunile noastre. Îți mulțumim că ne-ai vindecat, că ne-ai dat mâncare, apă, de toate, aer, suntem aici pe pământ, suntem sănătoși. Mulțumim și pentru sănătate atât cât e. Mulțumim că ne-ai mântuit sufletele și îți mulțumim că ne-ai pregătit un loc unde să fim în eternitate cu tine. Dar după ce vom face rugăciunea aceasta generică, doar așa cuprins pe câteva puncte, dacă nu săptămâna viitoare, dacă nici săptămâna viitoare n-o să-mi iau câteva minute, o oră, știu eu cât, să încep să-mi aduc aminte, măcar binecuvântările pe care Dumnezeu mi le-a dat în anul ăsta,
frați și surori, acum ori niciodată. Haideți să ne ridicăm în picioare și să facem o rugăciune de mulțumire și de recunoștință înaintea Domnului. Ne rugăm cu toată biserica.